Chiar la primele ore ale zilei de 11 aprilie, mai exact la orele 7, SCOMAR, sistemul complex de observare, supraveghere și control al traficului de la Marea Neagră, a sesizat poliția de frontieră asupra unor nereguli. În jurul orei 7, o navă a poliției de frontieră, aflată în misiune de supraveghere și patrulare pe Marea Neagră, a identificat la aproximativ 50 de mile marine est de localitatea Constanța o embarcațiune suspectă că desfășoară activități de pescuit ilegal în zona economică exclusivă a României. Embarcațiunea a fost identificată ca fiind un pescador sub pavilion Turcia. În urma somațiilor polițiștilor de frontieră pentru a permite operațiunea de abordaj și control, conform procedurilor legale, pescadorul și-a mărit viteza de deplasare, încercând să se îndepărteze de nava autorităților române. Nava poliției de frontieră a pornit în urmărirea navei suspecte, folosindu-se mijloace legale de stabilire a legăturii cu pescadorul turcesc, însă membrii de echipaj au refuzat în continuare să se conformeze. Conform ultimelor informații, pescadorul turcesc a ieșit din zona de competență a poliției de frontieră române. Nava mea I-1104 își continuă misiunea de supraveghere și patrulare în zona de competență a gărzii de coastă.